Aveți ceva în mână? Trofeul de managerul lunii august. Cum e? Ce să zic? Bună seara, în primul rând. Vă mulțumesc pentru trofeul ăsta. Cred că am muncit și pentru el. Mă zbat pentru echipa asta. Eu și cu colegii care mai am pe lângă mine. Vă mulțumesc. Ce să... Bucuros. Cum caracterizați sezonul echipei noastre până acum? Am oscilat. N-am avut așa o serie de meciuri extraordinare. Când ziceam că gata, facem tot ce putem să promovăm, ne împiedicam de echipele mici. Ne-am împiedicat cu cele mai slabe echipe. Cu echipele bune am făcut o figură frumoasă, ca și în Cupa Decathlon, unde am pierdut cu oțelul după un meci de infart. Asta e fotbalul, până la urmă. De-aia venim aici. Așa, e plăcută experiența aici la Victory Cup? E al patrulea an care sunt aici și tot timpul zic că mă las și nu pot să mă las. De ce? Ce vă place? Vin prin copiii ăștia de am pe lângă mine, de îi atrag tot timpul. Babă, babă, ai babă, ai babă, ai babă. Vă băgați noastră din când în când? Din când în când, că nu avem portar, mai mă bag în poartă așa. Nu pot dacă nu... Dacă sunt bolnav de fotbal. Ce sfaturi le dați? Cum îi organizați? Cum gestionați momentele mai tensionate? Că bănuiesc că se mai și ceartă. Se mai ceartă, așa este. Tot timpul există supărare și ceartă. Mai avem de jucat 4 etape. Eu zic că șanse depinde de meciul din seara asta. Dacă câștigăm, rămâne la un punct și așteptăm să se împiedice Dristor. Dacă nu, mergem la baraj. Mai mergem încă o dată la baraj, că ne-am săturat de baraj. Cum vrea Dumnezeu. Și cum îi mobilizați? Cum îi motivați? Ce le spuneți? Nu pot să vă spun acum ce le spun. Dar... Alte meciuri, ce le-ați spus? Cum i-ați motivat? Tot timpul, ține ceva din tot timpul le spun de fiecare echipă că sunt așa, 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 așa. Niciodată nu mă cred. Și când vede că este greu, atunci mai recunosc. Da, babo, ai dreptate, nu știu ce. Așa îmi spun ei toți mie, babo, că sunt cel mai în vârstă. Ce manager vă place din fotbalul mare sau din fotbalul românesc? Cel mai mult, așa, manager mi-a plăcut, eu sunt rapidist, mi-a plăcut Daniel Niculae și acum, ce să mai zic, așa, cine a făcut, eu sunt rapidist, cum am zis, dar la atâția ani, Meme Stoica, până la urmă, el e, dacă a rezistat atâția ani și pe lângă Gigi, care e un om dificil, seamă că are zile multe. Ce aveți mai mulți în echipă? Rapidiști, FCSB-iști, dinamoviști, craioveni? FCSB-iști. Mulți. Cu ce echipă să asemănăm stilul de joc al formației noastre? Cu echipă din fotbalul mare? Credeți-mă că avem fotbaliști foarte tehnici. Și mulți de aici, de la competiție, îmi spun cum pot să-i țin pe acești băieți să nu joace la Superliga. Dar... așa... Credeți-mi... Cum joacă Barcelona, o plimbăm mult, dar nu finalizăm, noi nu finalizăm. Ne chinuim până dăm un gol, două, dacă luăm gol e greu să mai facem, să ne întoarcem rezultatul. Greu de tot, toată lumea se pune în apărare și chinuie. Ce echipă din top 5, din fotbalul european, vă place și pe care ați vrea să o vedeți la lucru live pe stadion? Inter Milan. Da? Păi tocmai ați primit un premiu din partea partenerului nostru... Travel Experience, un bilet de avion și un bilet la un meci al lui Inter Milano. Mulțumesc frumos și toată stima și respectul pentru competiția asta și să dea Dumnezeu să promovăm și noi odată la Prima Ligă.